Televiziunea noastră digitală e cea mai bună și noi continuăm să o perfecționăm. Adăugăm canale noi, mărim numărul de posturi în format HD, lansăm servicii suplimentare, dar mereu este loc pentru și mai bine. Astfel, vă prezentăm un obiect mic care face o diferență mare. Cam modulul. Acesta se inserează direct în televizor și te scapă de cablurile deranjante și echipament suplimentar. Bine ai revenit, telecomanda televizorului. Acum ești doar tu. Sună acum și noi îți aducem gratis cam modulul acasă. Sun Communications, cea mai bună rețea de televiziune în Moldova. Cel mai îndrăgit post de radio cu cea mai mare audiență în țară. Radio Noroc. Un radio din inima Moldovei. Mie dați-mi medicamentul pe care mi l-a prescris medicul. În rețetă este indicată substanța activă, anume ea tratează boală. Toate aceste medicamente au aceeași substanță activă. Ia-l pe ăsta. Cutia e mai rătoasă, e mai scump, cred că e și mai bun. Toate sunt eficiente, diferă doar forma, culoarea, denumirea și prețul. Aceeași substanță activă. De ce s-a achit mai mult? Îl iau pe ăsta. În farmacie ai posibilitatea să alegi medicamentul cu aceeași substanță activă la prețul care îți convine. 12 martie, ora 16:00, Palatul de Cultură al Feroviarilor. Noroc Media te invită la spectacolul caritabil Nu uita să faci un bine, în susținerea Anișoare Rusu. Participă Ion Surucianu, Maria Eliuț și ansamblul Crenguță de Iederă, Adrian Ursu, Nicolae Gribincea și Plăieșii, Irina și Anatol Bivol, Ioana Căpraru, Costi Burlacu și Corina Țepeș. Atenție! Târg cu produse fabricate în Moldova. Nu uita să faci un bine. Pe 12 martie, ora 16:00, Palatul de Cultură al Feroviarilor. Biletele se vând la adresa Negruții 6, sediul Radio Noroc. Detalii la numărul de telefon 022-543-345. Creația populară este una din componentele esențiale a lăzii cuzestre a neamului românesc. Fiecare popor își are poveștile și istoriile sale, dar ale noastre ne sunt mai dragi, mai aproape, mai după suflet. Zestrea Neamului vă propune să descoperiți istoriile de viață ale interpreților îndrăgiți, agendele festivalurilor de folclor și viața din culisele marilor spectacole de pe ambele maluri ale Prutului. Sunt Tatiana Slifna și vă invit în fiecare sâmbătă, cu începere de la ora 12, să redescoperim împreună poveștile de viață ale personalităților din lumea folclorului în cadrul emisiunii Zestrea Neamului. O nouă bătălie pentru supremație în Europa de Est. Chișinăul va găzdui în perioada 19-21 mai ediția 2017 a prestigiosului turneu internațional la fotbal pentru copii, Make Up Moldova. Peste 20 de echipe de copii ale cluburilor importante din estul Europei vor veni în Republica Moldova pentru întrecerea care pune în joc trofeul competiției. Printre invitații speciali care vor lua parte la turneu se vor regăsi Dnipro-Dnipropetrovsk, Sporting Iași, Atletico Odessa, Junior București, Bucovina,
Bucovina Cernăuți, LPS Vaslui, Stars Brăila, Juniorul Suceava sau Elite Academy București. Din Republica Moldova și-au anunțat prezența micii fotbaliști de la Dacia Buiucani, Zimbru, Real Succes și Șerif. Partenerii principale ai competiției sunt fotbaliștii echipei naționale a Republicii Moldova, Artur Ioniță și Ilie Cebanu. Partener tehnic, Clubul Sportiv pentru Copii și Tineret Buiucani. Partener media oficial al Make Up Moldova 2017, postul de televiziune Noroc TV. Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Nina Panfili și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Ochiul Public. Invitații mei din această seară sunt Nicolae Rădița, președintele Centrului Național al Romilor, și Diana Leahu, studentă în anul 3, Universitatea de Stat din Republica Moldova. Bună seara și bine ați venit la noi în emisiune! Bună seara! Bună seara! Vom discuta astăzi despre problemele romilor din țara noastră și cum se integrează aceștia în societate, dar și în ce măsură sunt ajutați de autoritățile noastre din țară. Dragi invitați, stimați invitați, sunteți prezenți aici drept o parte din vocea romilor. Cu ce probleme majore se confruntă aceștia în țara noastră? Probleme sunt diferite și foarte complexe. De fapt, noi le numim că romii se află într-un viciu de probleme. Deci, evident, sunt angajarea în câmpul muncii ca o problemă serioasă. La fel, problema educației, care ar spune că este una din cea mai importantă la care se atrage atenție în ultimul timp și încercăm să facem diferite inițiative, să dezvoltăm proiecte în acest domeniu. Și locuințele, sistemul social, pensiile și așa mai departe. Deși, practic, sunt foarte mult legate, dar ceea ce aș atrage o atenție sau la ce este focarul problemelor care cu romii se confruntă, asta este problema discriminării, care ei se confruntă zi de zi. Practic, pentru că discriminarea îi afectează practic în toate domeniile sociale. Și din acest punct de vedere, eu consider că discriminarea este mai complexă în sine de abordat, pentru că, de fapt, ce înseamnă discriminarea, ca să înțelegi? Deci, este fenomenul cu care se confruntă romii, este excluziunea de la anumite servicii sau lipsa unor, să zicem, posibilități, potențialul cu care este laușul care poate să-l manifeste și, desigur, participarea sau lipsa lor din momentele cei ce afectează nu pot să participe la procese de luare a deciziilor. Asta așa, la general. Domnule Rădița, dar este aici problema în atitudinea romilor sau chiar stereotipurile față de acestea? Sambele. Deci nu putem să negăm că doar este doar o singură parte implicată în acest proces. Ambele părți sunt vinovate de situația creată. Și romii au același... Pentru că trăind într-o societate în care, zicem, avem împrejurul nostru bolnav, desigur, și cel care tratează tot devine la rândul său bolnav. Deci nu putem să spunem că deci doar o singură vinovată. Desigur că avem problema a treia parte care trebuie să intervină în acest proces este statul, pe care toți cetățenii Republicii Moldova se bazează în situația respectivă. Și atunci statul creează mecanisme, dispune anumite politici speciale, desemnate și favorizează acel mediu sau acea conjunctură sau pentru a dezvolta clasa socială și a promova dezvoltarea, durabilitatea acestei societăți. Diana, știu că ai avut și tu la facultate careva dificultăți, după care le-ai depășit. Cum a fost? În primul rând, poate eu sunt un om de fire așa mai puternică și mi-a fost puțin mai ușor să depășesc aceste probleme. La început, sigur că mi-a fost puțin frică cum o să reacționeze colegii mei, deoarece fiind la gimnaziu, liceu și fiind din Orhei, unde sunt mai mulți romi, adică colegii erau cumva deja deprinși cu romi și aveau o atitudine mult mai simplă, dar venind la facultate și știind că sunt foarte puțini studenți romi, era puțin frică. Totuși am
ținut așa puțin, aproximativ o lună, colegii în suspans, fără a le spune că sunt de etnie romă, ca mai întâi să le demonstrez că, uite, sunt și eu capabilă și pot și eu studia la facultate și mai apoi să le spun că sunt de etnie romă. Desigur că colegii au fost puțin șocați, mai întâi, chiar sincer, a fost un minut de tăcere completă, după care colegii mei au spus, ok, de azi înainte gata cu glumele despre romi, cu chestiile astea. Desigur că și profesorii au avut puțin o altă atitudine, până în prezent nu toți profesorii cunosc că sunt de etnie romă, deoarece nu aș spune că chiar trebuie la fiecare să mă apropie și spun, uitați, eu sunt de etnie romă, adică nu țin chestia asta atât de important ca să le spun la fiecare, însă am cunoscut și profesori care fără a mă cunoaște, adică nu prea seamăn la toți, știu că romii sunt puțin mai închiși la culoare și nu cunoșteau tot și profesorii au început să mai arunce niște fraze de astea pe care le utilizează foarte des, de gen cei cu țigănia asta sau chiar unii profesori și-au permis să spună niște fraze foarte dureroase, de gen că țiganii ar trebui să fie trași în țeapă, care m-a atins foarte mult, am scris și o cerere, adică o plângere la decanul facultății din această cauză. Am și plâns foarte mult, dar chiar mulțumesc colegilor că m-au susținut, au spus că uite, ești foarte bravo și te respectăm din tot sufletul pentru ceea ce ești și în plus fac parte și din proiectul pentru studenți romi, acolo mi-am întâlnit foarte mulți colegi de etnie romă, m-am simțit mult mai susținută și mi-am creat chiar a doua familie, respectiv am trecut peste aceste obstacole și până în prezent ne ajutăm unul pe celălalt ca să trecem. Și acum care este atitudinea colegilor tăi față de tine? Sigur s-a remediat cumva situația? Nu, au o reacție foarte, adică o atitudine foarte normală, nu-și permit glume și chiar atunci când mai spun vreo glumă, mai întâi mă pregătești, spun, uite, Deana, nu te spăra, pur și simplu este o glumă sau o anecdotă, ceva de genul și nu te spăra dacă... Și ce am remarcat eu, că colegii mei au început să nu spună țigani, dar spun deja romi, adică după mai multe observații. Deja este un nivel de educație, cumva. Exact, și profesorii care au aruncat fraze urâte, deja își cer scuze și îmi spun că nu o să se mai repete. Sigur. Ați menționat anterior că una din problemele cu care se confruntă romii din țara noastră este și accesul la educație. Dacă aveți cumva, la moment, vreo statistică, câți dintre copiii romi nu frecventează școala? Noi nu avem date precise, există careva date, însă nu sunt ele date oficiale, pentru că din partea ONG-urilor, deci noi nu putem să furnizăm aceste date. Dar ceea ce cunoaștem este că în Republica Moldova avem peste 3.000 de copii care sunt integrați în sistemul școlar de bază. Da? Și cel mai interesant, dacă ne-am referit cu privire la studii superioare, aici avem în jur de 40-50 de tineri studenți. Deci spun 40-50 pentru că dintre care noi cunoaștem cei care zicem, se declară deschis și avem unii care nu se declară pentru că ați observat și cazul Deanei că sunt tineri care încă se simt sub limita, sunt discriminați sau da, sub limita, adică identitatea încă rămâne a fi un subiect discutabil lăuntric, adică o chestie care, cum spune psihologic, trebuie să o depășească, da? Deci prin intermediul centrului nostru noi am dezvoltat chiar un proiect foarte desemnat către tineri și anume spre tinerii studenți, pentru că aici avem o limită sau o marjă foarte mare și diferită între tineri în general care studiază și tineri romi. Adică 40 comparativ cu cei 60.000, vedeți că este o diferență foarte mare. Și atunci noi ne propunem să creștem numărul acestor tineri studenți și le vine foarte greu. Ca exemplu, pentru că ei, societatea noastră încă este persistă acele prejudecăți și stereotipuri negative despre romi. Și acest lucru apasă asupra procesului de educație. Deci cazul Deanei nu este unic și pot să spun că fiecare student care este de etnie romă și a încercat cumva să se declare în public s-a confruntat cu, zicem, atitudinea asta negativă. Deci e simplu. Deci romii, cu toate că istoric vorbim că sunt aici prezenți pe teritoriul
Moldovei mai mult de 500 de ani, de când ne spun cărțile, din cărțile lui Ștefan cel Mare, deși ei rămân a fi necunoscuți. Și acest lucru a promovat acele, zicem, prejudecăți negative, prezența lor atunci când iese în public. Pentru că lumea nu îi cunoaște și eu sunt de acord cu acest aspect, că noi suntem necunoscuți. Și aici am putea să vorbim mai mult că trebuie mai multe inițiative sociale și chiar și societatea civilă care trebuie să organizeze mai multe activități și în special să dedicăm mai mult efort asupra educației, pentru că m-ați întrebat de educație. Astăzi avem un număr foarte mare de tineri, de copii romi care rămân afară educației. Și acestea sunt mai multe elemente care le depășesc. Este vorba despre migrația romilor, care recunoaștem că este chiar foarte excesivă. Unii o mai declară că este tradițională, dar apasă, pentru că părinții când pleacă, deci iau și copii. Și avem sărăcie care la fel apasă asupra procesului ăsta de integrare copilului în școală. Deci el nu are cu ce să întrețină copilul. Și trebuie să recunoaștem că investiția în educație este practic cea mai scumpă, zicem, domeniu care, cum zice, nu tot timpul dă anumite rezultate. Pentru că aici investești timp de 20 de ani și la urmă se termină cu faptul că copilul a ieșit din băncile universitare și el nu știe unde, ce o să facă în continuare. Adică, practic, ne costă foarte scump pentru a avea un succes. E clar că romii, cu experiența lor de sute de ani de zile, nu prea au crezut în educație. S-au bazat doar pe asta procesul autoconservare. Să vă adresez această întrebare. Doresc toți romii să facă carte sau nu? Eu n-aș susține poziția că romii nu doresc să facă carte. Da, deci, din experiență, din statistica care o aveți, din discuțiile care le aveți, fiindcă deseori am auzit și că au fost cumva chemați la școală, dar nu vin. Deci noi am avut proiecte foarte diferite pe acest subiect. Am lucrat și cu copii de vârstă preșcolar și cu copii de vârstă în clasele primare și cu copii de diferite niveluri, spune așa, pentru că am avut experiență de acest gen. Deci ultima noastră experiență interesantă, care a fost foarte, zicem, plauzibilă, a fost deschiderea unei grădinițe pentru copii romi în satul Vulcănești de la Ionis Părinte. Și aici vreau să vă spun cu regret la ziua de astăzi, pentru că asta a fost în 2010, astăzi în 2016 grădinița a fost închisă de lipsă de copii. Deci nu a fost dorința că părinții nu vreau să dea la școală copii, dar faptul migrației. Și numărul copiilor, de fapt avem, dacă vorbim că în satul Vulcănești avem în jur de 200 de copii, dintre care 90 sunt de vârstă de preșcolară, la început au început să frecventeze 50-60, asta după o istorie, că în acea localitate niciodată nu a existat grădiniță și nu a existat istoricul ca părinții să-și dea copii la grădiniță. Deci asta influențează psihologic ca o barieră, este foarte important. Și ulterior au scăzut până la un moment dat că a fost nevoie, deci copiii au rămas foarte puțini, în jur de 10-15, în care autoritățile publice locale au fost nevoiți să iau decizii de a închide grădinița, pentru că deja cheltuielile depășeau necesitățile care erau investite în această grădiniță, adică întreținerea, căldura, alimentația, plata pentru personal, exact. Deci cheltuielile erau foarte mari și atunci au decis să-l închidă anterior. Și acum vreau să vă spun că părinții sunt pe neașteptate luați prin surprindere, pentru că ei de fapt vreau să dea la grădiniță, dar cum spune, devine mai greu să depășească acea barieră, dar noi i-am deprins, adică după 3 ani de zile au început să înțeleagă rolul grădiniței în investiție pentru educație și au început să aducă copii, dar nu s-a primit pozitiv, pentru că toți spun, au văzut, cum spune... Dar în opinia dumneavoastră, un rol important le revine părinților care trebuie să încurajeze, să oblige copiii să meargă la școală? Desigur, e clar că, primul rând, cel ce joacă un rol în educația copilului sunt părinții, asta în primul rând. Și a doilea, deja merge societatea, adică școala, grădinița, școala, etc. Deci... Da, dar trebuie să vedem lucrurile când le privim în acest sens, trebuie să le vedem în ansamblu. Deci, pe de o parte, deci faptul că copilul trebuie să fie în școală, da? Și acolo unde primește educație, deci în
în condițiile și în confortul necesar. Pe de altă parte, deci pentru a asigura acest confort, părinții trebuie să contribuie la acest proces de educație prin investițiile financiare. Adică dacă el nu participă direct, nu este în școală implicat, atunci el trebuie să contribuie financiar. Și acesta este un proces care la fel tot trebuie depășit. Și din lipsa acestor resurse, dacă avem părinți care nu sunt angajați nicăieri, deci nu au niciun venit în familie, deci evident că nu o să poată susține. Deci, pe de altă parte, autoritățile publice locale, deci au un, cum spunem, un angajament pozitiv sau un rol pozitiv de a susține copiii și acordă anumite ajutoare. Am văzut, pe de altă parte, că sunt părinți care au mulți câte 4, 5, 6 copii, primesc ajutor social. Și în același timp eu spun că ei nu pot cu acești bani care primesc din partea statului să susțină toți copiii să meargă la școală. Pentru că noi în satul, chiar și în satul Vulcănești, dar și în satele de învicinătate acestui localități, avem la fel copii unde, zicem, distanța de la sat, pentru că dacă în sat nu există școală, trebuia să plece în satul vecin. Distanța de la satul respectiv până la acel sat unde este școală sunt vreo 3-4 km. Și atunci pentru un copil mic de clasa a doua este dificil să parcurgă această distanță. Chiar și pentru un elev, un copil de la clasa a patra. Sunt foarte mici, deci așa mai departe. Părinții nu au tot timpul posibilitatea să-i ducă la școală pentru că ei mai lucrează, zicem, dacă nu lucrează oficial, lucrează ocazional, cu ziua, zilieri. Și atunci el trebuie să plece, fie la deal și așa mai departe și nu poate să susțină. Și asta este un impediment care la fel îngreunează acest proces de a ajuta. Și iarăși, autoritățile locale, statul trebuie să intervină în acest proces. Pe de altă parte, mai sunt și probleme care copiii romi se confruntă cu colegii lor în școală direct. Deci sunt numiți. De obicei mai apar conflicte interetnice între copii care la fel îi apasă și ei, zicem, dacă fiind într-o poziție minoritară, nu tot să se izoleze pot, în cazul da, ăsta. Nu tot timpul pot să fac față și atunci profesorii nu le iau apărare. Personal am trecut și eu prin astfel de situații când eram în școală și cunosc ce înseamnă un astfel de, zicem, deci psihologic. Deci am cazuri cu copii în care, spre exemplu, ei nu au fost susținuți nici de către profesori, nici de către colegi și nici de către chiar mai recent creată o instituție specializată cu abordarea problemelor psihologice a copiilor în școală. Și ei au un rol la fel ca să lucreze, să lucreze copiii problematici, vulnerabili, să-i abordeze. Deci, vedeți, aspectul ăsta care de triunghiul ăsta de complexitatea problemelor nu întotdeauna, zicem, este domnule Radița, bun. În acest context, lucrurile s-ar schimba dacă profesorii și managerii instituțiilor școlare ar fi instruiți cum să trateze minoritățile de etnie romă? Eu aș susține în jur de 50% această dovadă care am menționat și aș zice că ar putea. Nu pot să spun în totalitate, pentru că lucrurile, noi venim dintr-un sistem prin care am moștenit anumite, zicem, am moștenit anumite procedee prin care noi le aplicăm zi de zi, pentru că așa am fost învățați. Și așa am acceptat să fie și astăzi noi avem profesori care cel puțin vin din perioada sovietică, cu anumită abordare de educație. Și văd lucrurile așa, ca să fie mai strict, să strige la copil. Adică ei înțeleg că dacă strigă la copil, asta este o abordare care ar putea să influențeze procesul de însușire a anumitor informații. Pe de altă parte, comunicarea cu părinții. La un moment dat, eu mi-aduc aminte, când eu eram mic, eram prin clasele a doua sau a treia și eu cam nu plăcea școala. Cam atunci am avut așa întrebări, să uitau, eu eram diferit, eram unicul în clasă de etnie rom și am zis că nu mă duc la școală. Și mama a zis, bine, stai acasă. Și țin minte, la săptămână a venit părintele, a venit profesorul, a venit directorul școlii, a venit, pe atunci era de la primărie, reprezentantele primăriei și a întrebat de părinții mei ce nu vin. Tata nu era acasă, el lucra. Așa mama a spus că eu nu vreau să dau băiatul, că băiatul meu o să fie și așa cosmonaut, nu trebuie să școală. Și e clar, când tata a venit acasă, a fost influențat și a zis că nu, că băiatul trebuie să ducă la școală. Și ei am început atunci să frem. Nu știu cum a intrat dragostea asta față de școală, dar așa s-a pornit un moment. Adică era o comunicare
Nu știu cât era de bună sau pozitivă, dar astăzi noi avem că părinții în genere sunt ignorați. Pe de altă parte, părinții nu sunt implicați în anumite în procediile școlare. Sunt așa mai diverse departe. Activități. Care da, nu sunt. Pentru că înainte erau comitetul părintesc, erau copii organizate cercuri de interese și așa mai departe. Deci, și nu era nevoie ca să se plătească, să se contribuie cu ceva așa mai departe. Acum pe părinții îți pare, unul, că trebuie să plătească în școală, chiar dacă și nu trebuie, poate părinții nu sunt informați că nu trebuie să mai plătească ziua de astăzi. Oricum, ei au frica aceasta că în școală trebuie să duc să plătească bani. Și ei au frică aceasta. Și nu vreau. Pe de altă parte, nu mai există acele cercuri de interese să se implice, adică să lucreze deja psihologic cu copiii ca să se implice în anumite activități. E clar că deci a organizat ceva într-o școală, deci necesită anumite cheltuieli. Și statul, desigur, dă minimul necesar pentru această școală ca să existe, adică pentru dacă vorbim despre cărți, dacă vorbim pentru despre funcționarea acestea. Pentru plata salariilor, pentru întreținerea școlii, deși de vorba de serviciile comunale. Și când vine vorba despre investiții, dacă cluburi sau cercuri de interese, de cum era înainte muncă care se făcea și făceai niște obiecte și așa mai departe, dacă era vorba despre cercuri de interese pe domeniu, matematică, fizică, unde se făceau anumite exerciții și se preconizau ca să faci anumite experiențe sociale, fizice. Deci la ziua de astăzi nu mai sunt acei bani pentru a susține aceste cercuri de interese și evident că cade prin seama părinților. Și părinții, desigur, nu prea sunt susțin, pentru că îi spun, copilul meu, astăzi sunt doar interese pentru anumite profesii, da? Deci este vorba că toți copiii pleacă să învețe doar la facultatea dreptului, zic așa, în ghilimele, da? Fie vorba că pleacă la medicină și fie vorba că pleacă la limbi străine. Mai recent acum cu jurnaliștii, da? Că economia iarăși mai era în vogă. Da, și economia. Deci, practic, astea sunt, deci s-au uitat despre tractorii, s-au uitat despre profesiile medii. Care sunt care chiar necesare în țara noastră. Da, evident. Diana, aceeași întrebare vreau să-ți adresez și ție, fiindcă ai te-ai confruntat chiar și cu o problemă atunci când un profesor a denigrat etnia romă. Dacă, consider că dacă un profesor ar fi instruit, ar cumva am scădea această problemă, am combate această problemă în țara noastră? Eu nu sunt de părerea lui domnul Nicolae 50-50. Consider că este strict necesar ca profesorii să fie instruiți în acest domeniu, deoarece am verișori, verișoare mai mici care acum sunt la gimnaziu și care vin acasă cu diferite plângeri că profesorii se adresează foarte urât în privința lor. Și adică profesorii, chiar fiind, cum a spus domnul Nicolae, cu acea mentalitate sovietică sau chiar și profesorii tineri, oricum nu știu cum să creeze această relație între diferite comunități, între diferite etnii și astfel sunt un exemplu foarte rău chiar și pentru copiii ăștia mici, pentru elevi, respectiv dacă profesorul se comportă urât, de ce un coleg sau un elev nu s-ar comporta la fel? Și mai este o problemă, chiar de exemplu familiei mele, când copiii noștri de etnie romă, chiar dacă este unul mai josuț, mai micuț, oricum stau în ultimele bănci. Fiindcă profesorii consideră că oricum o să învețe, o să studieze o clasa 1, clasa 2 și apoi o să plece acasă. Și chiar dacă este puțin mai greoi din punct de vedere, adică că mai complicat puțin însușește materia, profesorul nu se apropie și nu oferă acea atenție care ar trebui să o ofere acestui copil, considerând că oricum copilul de etnie romă nu are nevoie, el o să plece și nu o să aibă nevoie de studii. Din start li se taie careva vise, exact, sau gânduri măcar de a frecventa școala. Da. Cât privește căsătoriile timpurii, sunt acestea un motiv de a abandona școala, mai cu seamă în rândul fetelor? Mi-a adresat mie întrebarea, da, ca fată de etnie romă. La mine în familie, chiar mulțumesc familiei mele pentru susținere, nu am avut niciodată această problemă. Părinții nu m-au forțat nicicum și nici n-a fost vorba despre o căsătorie timpurie, adică părinții m-au susținut întotdeauna. Sigur că cunosc exemple când domnișoare de vârstă 15-16 ani s-au căsătorit, însă în niciun caz n-a fost cumva din inițiativa părinților. Cunosc cazuri când pur și simplu tinerii spunând și susținând că s-au îndrăgostit și doresc să-și creeze o familie, deja fac acest pas, însă nici de cum fiind forțați de părinți. Chestia asta că chiar și colegii și cunoscutele mi-au adresat această întrebare și mi-au spus cum de nu ești căsătorită, eu încerc cumva să le
clarific situația că nu mai există așa ceva la noi. Sunt, desigur, comunități foarte mici din diferite regiuni unde încă persistă acest obicei, din punct de vedere că copiii nefrecventând școala, neavând alte ocupații, desigur se gândesc că ar trebui să-și creeze o familie, deoarece familia, odată ce îți creezi o familie, tu devii deja independent de părinți și, desigur, atât băieții cât și fetele tind să devină cumva independenți de părinți și cumva prin asta de aici se... Deci că depinde deja de la grupare, altă grupare, depinde de familia în care trăiești. Exact. Nu este un concept la nivel de etnie romă pe țară. Adică experiența de ani este diferită, dar căsătoriile timpurii în comunitatea romilor există. Și ele sunt organe aranjate. Deci de părinți și, din păcate, deci este un viciu care eu nu ar spune că este ceva normal, nu este normal lucrul ăsta că se întâmplă, da? Deci eu cunosc cazuri când fetele au 14 ani, 15 ani au fost măritate fără acordul fetei, după au păiat sau... Adică erau căsătorii aranjate, adică și se întâmplau pentru că, în special afectează fetele, pentru că ele de obicei sunt cele care sunt dau mai devreme. Băieții de obicei la 16-18 ani, așa se întâmplă, dar lucrurile se întâmplă. Și se întâmplă și vreau să spun că nu este un lucru benefic. Dar de ce se întâmplă aceste lucruri? Ele se întâmplă pentru careva situație, deci unul. Deci care eu dau argumentul pentru de ce se întâmplă acest lucru. Eu justific în acel fapt pentru a păstra, zicem, tradiția familială. Deci, unu. Doi, ele se întâmplă, acest căsătorie aranjament, pentru, deci, situația familială, deci istoricul familie, adică pentru că sunt familii care au anumită stare materială, o anumită, deci, autoritatea în fața celorlalți și așa mai departe. Și ei fac acest, continuă acest proces prin intermediul acestor copii, ca copiii deja să nu devieze de la acel program tradițional al familiei lor și ca să continue linia lor de și așa mai departe. Doi, aș spune faptul de ce se întâmplă că nu există o altă posibilitate, o altă oportunitate pentru acești tineri. Deci, de obicei, avem localități, copiii, deci cunoașteți că copiii părăsesc școala la vârsta de 7-10 ani, ei nu mai continuă studiul. Deci, fetele, spre exemplu, după clasele a 4-a, 5-a, le vine mai dificil să continue. Deci noi avem așa, deci astea sunt în comunitățile tradiționale, dacă vorbim, mă refer acum la o comunitate mai, zicem, complexă, socială, cum este în orașul Otaci. Deci noi avem o populație acolo de peste 6.000 de locuitori romi în această localitate. Și acolo avem astfel de așa de situație, unde căsătoriile timpurii se întâmplă și se întâmplă nu de un simplu fapt, doar crearea sau păstrarea linii familiale, da? Dar și pentru un singur fapt, pentru că acești copii ajung la o vârstă în care ei nu cunosc altceva ce ar putea să facă. Dacă asta au văzut în familia lor, asta și exact. Și atunci ei sunt nevoiți, acesta e un lucru de o continuitate pentru a-și, cum spune, a exista și a se afirma deja cu un fel de statut social în fața celorlalți. Că odată ce ești căsătorit sau ești un băiat însurat, deja tu poți să fii recunoscut ca o persoană de sine stătătoare și se poți fi, zicem, implicat într-un grup, spre exemplu, dacă cum ei sunt organizați ca să plece la lucru peste hotare. Deci el este deja considerat statutul lui pentru a fi implicat într-o muncă serioasă. Și atunci ei sunt implicați prin astfel de metode, pentru că nu există o altă sursă de venit pentru acești tineri sau așa mai departe, pentru că ei nu cunosc, nu au destul, nu au învățat și nu practic nu au școală. Domnule Rădiță, ați menționat acum de muncă și accesul pe piața forței de muncă, cât de ușor le este acestora să se integreze? Foarte dificil, foarte dificil. Pe lângă faptul, adică e clar, dezideratul social este foarte clar pentru lor. Și atunci când am menționat că prima problemă este discriminarea, mă refeream și la momentul de integrare în câmpul muncii pentru romi. Deci dacă luăm în considerare că el nu are educație, nu are școală, deci practic el nu are o profesie. Cu probabilitatea că cei care are în familie, dacă părinții, spre exemplu, au anumite profesii vechi, da? Că la rom se cunoaște că există anumite profesii vechi, cum este ferăritul, cizmăritul, sau cei care fac din
tinichigiști, da, care pun acoperișul pe case, etc. Adică niște profesii tradiționale. Dacă în cazul că nu are școală și nu are această profesie în spate, lui vine foarte greu. Pentru că, practic, profesiile la care poate aspira sunt cele care nu necesită anumite capacități sau abilități profesionale, însă ele sunt prost plătite. Și atunci, dacă sunt prost plătite, nimeni nu vrea să, cum spune, să aplice la aceste poziții. Sunt situații în care, spre exemplu, dacă este vorba despre o comunitate, nu există oportunități de angajare. Și atunci, spre exemplu, noi la ziua avem localitate într-un satul, dacă mi ziceți careva localități, sper că nu e o problemă, sim, în satul Gribova, unde avem un număr considerabil de români, acolo există întreprinzători locali care au anumite, zicem, au lideri, cum se spune la noi, lideri care au anumite pământ și prelucrează. Și atunci, de obicei, vara, când vin și strâng oameni că se margă la locuri, romii, ei sunt strâng la acel cerc și romii sunt refuzați din stat. Am avut astfel de caz, chiar mi-am adresat și către Centrul pentru Drepturile Omului. Din păcate, nu a fost putut să fie rezolvat, pentru că este un spațiu în care nu este bine reglementat juridic și aici ar trebui cumva să se lucreze și poate o să ia în considerare, zicem, legislatorul nostru, dar deci problema în, deci nu există, sunt mai multe lipsuri. Pe de o parte este educația, lipsa educației, lipsa profesiilor, percepția, prejudecățile sociale care este, care le au atât împrezătorii cât și chiar ceilalți colegi. Nu există oportunități de muncă, deci nu există oportunități chiar și financiare ca ei singuri să dezvoltă afacere. Deci am cunoscut cazuri când romii au fost refuzați să se ofere credite din partea băncilor pentru să dezvolta un proiect de gen economic și așa mai departe. Adică toate în ansamblu și ele... Dar nu credeți că ar fi bine să fie o implicare mai activă a oficiilor forței de muncă pentru a integra etnia română? De acord cu dumneavoastră în totalitate. Deci noi avem instrumentele sociale care, și cele juridice care ar trebui să favorizeze ceea ce ține de piața muncii. Din păcate, ele nu sunt accesate. Nu sunt accesate, pe de altă parte, că există acel proces birocratic pe care romii trebuie să-l depășească și iarăși la fel se întâlnesc problema documentelor, cu problema justificării acestea și așa mai departe. Pe de altă parte, politicile statului sunt generale și nu vin în întâmpinarea acelor grupuri. Am lucrat anterior cu oficiul de angajare în câmpul muncii și am avut într-adevăr foarte dificile greutăți, pentru că la un moment dat romii trebuiau să justifice, spre exemplu, viza de reședin, pe lângă faptul că era necesar de anumite documente ca justifice identitatea, zicem, viza de reședință, istoricul acestor familii, adică anterior unde a lucrat, ce a făcut, experiența educațională. Deci toate lucrurile astea erau foarte greoaie și foarte dificil de a depăși, pentru că chiar și când negociam spunea că acest lucru trebuie păstrat, acest lucru poate fi exclus, această etapă trebuie discutată, adică procedeile care sunt foarte dificile și chiar și, adică statul, din păcate, nu vrea, adică e clar că asta este un efort adăugător pentru autorități, ca să, cum spune, să lucreze cu anumite grupuri, dar politicile trebuie să fie targetate. Altfel nu poți depăși, să nu poți dezvolta societatea dacă nu targetezi politicile sociale pentru anumite grupuri sociale, cum, spre exemplu, noi avem, este vorba despre minorități, este vorba despre romi, este vorba despre grupuri persoane cu dizabilități, sau este vorba despre alte grupuri și așa mai departe. Deci politicile statului trebuie să fie targetate pentru grupurile specifice și trebuie să conlucreze astfel ca să se le susțină, dar nu să le... Și dacă să ne referim la serviciile medicale, au romii acces neîngrădit la servicii medicale fără careva discriminare? Aici problema este încă mai delicată, da? Chiar și din experiența voastră, chiar vă rog să ne împărtășiți și nouă. Știu experiența, adică nu din experiența mea, dar știu din acele a persoanelor cunoscute, când au mers la medic și au stat foarte mult în rând și chiar când venea deja rândul de a intra la medicul de familie, oricum medicul de familie spunea, nu, mai stați puțin ca să vină și ceilalți, și din motiv că îi considerau că sunt, adică igiena, stau cu igiena mai prost sau că au careva paraziți sau ceva de genul. De asemenea, toți consideră că romii nu au nevoie, adică ei au, așa chiar
am întâlnit și o opinie separată că romii au o imunitate mult mai puternică decât ceilalți din punct de vedere istoric și pe noi, adică nu prea ne ating toate maladiile care sunt, dar într-adevăr ne întâmpinăm cu discriminare în ceea ce privește serviciile medicale, stăm la compartimentul ăsta foarte prost și ai noștri mai prind câte ceva, dar oricum medicii sunt foarte neglijenți față de romi. Dar cât privește chiar și bătrânii romi, anterior știu că v-ați plâns că nu sunt ajutați cu nimic de către autorități și nu mai sunt văzuți de către asistenții sociali. S-a mai schimbat această atitudine? Da, noi acum recent am implementat un proiect susținut financiar din partea Fondului German Memorie, Responsabilitate și Viitor, care este un fond ce susține persoanele care au suferit în timpul celui de-al doilea război mondial și anume anumite grupuri care au fost, zicem, direct targetate și noi am văzut foarte multe și diferite situații. Referitor, una din cele mai care mi s-a părut cea mai șocantă este faptul că cum astăzi un bătrân poate să supraviețească cu o pensie socială de 110 lei pe lună. Deci dacă vorbim că este o persoană care are o vârstă înaintată de 70 de ani, ce suferă de anumite boli, deci practic este singur și nu are niciun alt tip de ajutor și mai departe. Deci practic este imposibil să supraviețească. Adică statul a creat astfel de condiții pentru această persoană ca să-l termine, mă scuzați de această expresie, dar în sensul direct. Deci, practic, aș spune că la ziua de astăzi politicile statului sunt foarte, foarte dure în adresa susținerii cetățeanului Republicii Moldova. Și nu vorbesc doar despre bătrânii romi, pentru că și alți bătrâni am văzut că se întâmplă cu această problemă. Dar romii, în special, pentru că ei sunt ocoliți de către asistenții sociali în localitate. Practic, avem și sunt, în planul medicinei probleme și la învățământ. În planul medicinei la fel e aceeași problemă, pentru că domnule vreau Radița să completeze și la Diana ce a spus, că medicii de familie ignoră să vină în familiile de romi, nu se duce. Spune că noi la romi, eu la romi nu mă duc, pentru că la ei e miroasă și ei nu se spală. Îi lasă să vină ei la mine, dar o să vină la mine după ce se vor spală. Deci sunt declarații care le-am auzit în timpul vizitelor și așa mai departe. Dar cu bătrânii spunând că într-adevăr este dificil, pentru că o persoană nu poate să producească în aceste condiții. Și practic noi statul a creat cu aceste politici sociale, practic îl termină total pe această persoană care există în localitate. Pentru că ei nu au o altă ieșire. Ei nu sunt, zicem, copiii sunt plecați pe scutare, deci nu are cine sta cu ei. Pe de altă parte, acel pensie, practic, nu ajută să plătească, să achite niciun fel de... Deci, domnule Radița, ați menționat acum un șir de probleme cu care se confruntă cetățenii de etnie romă. Avem totuși și cazuri reușite, când au reușit aceștia să se afirme. Bună oară chiar și dumneavoastră. Deci, se poate. Eu susțin absolut. Nu spune că totul e roz la noi. Deci, este și ceva care se reușește. Și, desigur, avem și partea pozitivă acestui aspect, pe lângă ce e inițiată negativă, avem și lucruri foarte bune, deci cei ce reușim. Spre exemplu, succesul că acești tineri, spre exemplu, care sunt deja admiși în instituții superioare și au posibilitatea să învețe să facă studii și chiar să manifeste sau să se prezinte. Pentru că noi până acum nu am putut să vorbim deschis dacă noi avem romi, medici sau juriști sau alte profesii în care, zicem, sunt profesii nobile, da? Deci avem succese. Avem persoane, deci un succes aparte am putea să spunem că ceea ce am făcut din perioada respectiv ultimii 10 ani am susținut ca în comunitățile de romi să avem o persoană angajată care se dedice să facă comunitatea să o dezvolte și să creeze acele servicii sociale lucrative în comunitate. Vorbesc despre mediatorii comunitari. Cu regret, ei sunt mai puțini astăzi, dar este un aspect pozitiv că noi avem o astfel de poziție recunoscută oficial la nivel de nomenclatorul serviciilor sociale, deci mediator, și acești persoane deja am obținut anumit succes. Spre exemplu, s-a observat că în ultimii 3 sau 4 ani de zile au început copiii mai mulți să avem în școală. S-a început îmbunătății ceea ce ține de educația copiii, de sănătatea copiilor. Deci copiii au început să fie vaccinați la timp, ceea ce e un lucru foarte important. Mamele au început să fie verificate. Deci, practic, în ceea ce ține de angajare în câmpul muncii, nu atât de mult, dar s-a putut reuși ca persoanele să fie
puse la evidența angajării, adică oficiile da, la pentru șomaj, la oficiul forței de muncă ca să se înregistreze. Deci să lucruri câte puțin. Am auzit că experiențe unde unii romi, spre exemplu, s-au chiar ajutat să fie create documente, pentru că nu au documente, chiar de identitate documente. Copiii să fie documentați, copiii să fie, zicem, susținuți prin diferite. Deci sunt anumite lucruri care s-au ultima perioadă, zicem, chiar spune vă 5-6 ani, în care s-au îmbunătățit anumite aspecte. Însă vorbim despre sistemul, despre problemele sistemice care există în sistem. Domnule Rădița, știm că anterior s-a creat chiar și o platformă, o formațiune politică prin care se dorește a fi auzită vocea romilor. La fel este bine salutată pe plan politic. Dar opinia dumneavoastră, care este, deci, în ceea ce privește romii care cerșesc? Ei chiar au o situație financiară dificilă sau nu vor să lucreze? Da, este, zicem, o problemă, zicem, lamentabil privită, da? Deci de ce spun acest lucru? Deci asta nu este o tradiție a romilor ca să se cerșească, da? Deci este un impas social în care ei sunt, zicem, ajung la această situație, da? Dar nici de cum vreau să mă zic de start că nu există, nu este o tradiție a romilor să cerșească și așa mai departe. Ei sunt impuși. Pe de altă parte, da, am văzut că în ultimul timp, chiar în ultimii 2-3 ani de zile, apar foarte multe persoane care cerșesc. N-am spune că nu mai romi sunt lucrurile astea. Dar ce am impresia și ce am observat că sunt grupe organizate în acest sens. Și aici cred că, și mie mi se pare foarte straniu de ce statul nu intervine în acest problem. Pentru că la noi cerșitul este, se pedepsește. Și nu am observat ca polițiști. Adică acest lucru este favorizat chiar de către organele, de către poliție. Nu se iau măsuri drastice. Da, nu se iau măsuri absolut. Pe de altă parte, într-adevăr, există și cazuri care vreau să spun că romii, după ce v-am povestit dumneavoastră, că nu au de lucru și mai departe, nu au altă soluție în afară de fapt. Ei mai au așa o expresie la romi ca o tradiție, ca o cutumă. Polițiști spune că mai bine să duc să cerșesc decât să mă duc să fur. Da, deci că ei înțeleg că deci lucrurile să se duci să fii pedepsit penal e mult mai grav, pentru că mai bine omul îți dă decât să fugi de la dânsul. Și lucrurile sunt privite. Ceea ce nu-mi place în ultimul timp este că acest proces se tolerează și eu vreau să chem societatea ca să nu tolerăm acest aspect. Pe de altă parte, să încercăm să, zicem, să luăm o atitudine mai publică, să comunicăm spre organelor de drept. Noi cunoaștem deja unii, sunt intersecțiile care stau, persoane care cerșesc. Și să facă ordine. Și în acest sens, sper că statul va atrage atenție că acest moment cumva să intervină în soluționarea acestor probleme. Pentru că pedeapsa nu este unicul, nu este o soluție chiar cea mai adaptabilă pentru a, zicem, a schimba situația acestor persoane. Dar de unde explicați totuși, de unde iau, cum explicați, de unde iau romii bani? Fiindcă majoritatea... Ce înseamnă de unde iau romii bani? Da? Deci noi avem romi care reușesc și romi care nu reușesc. Care au afaceri, da, exact. Deci cei care nu reușesc sunt foarte mulți, cei care reușesc sunt foarte puțini. Ca și în orice grup social și așa mai departe. Deci și de oricare, zicem, altă societate. Sunt foarte mulți romi, cum am spus, că migrează. Ei au anumite afaceri. Cunosc romi care, spre exemplu, au migrat acum mai mult de 10 ani în Rusia, au dezvoltat o afacere ce ține pe vânzarea metalelor, nu prețioase, dar metale schimbe, adică fier. Legală, da. Au fabrică în Rusia, unde exploatează, au încheiate contracte cu diferite țări, România, în tot acest spațiu balcanic și sunt milionari. Și au succes. Bravo. Și mulți romi pleacă în Rusia și ei acolo se realizează. Adică, deci, vedeți, Moldova este o țară mică, unde trebuie toți să plătim impozite. Adică dacă ai făcut 200 de km și ai plecat și ai vândut în altă parte, deci, practic, trebuie să fii taxat. Rusia este o țară foarte mare, unde posibilități sau oportunitățile economice sunt diverse și mai favorabile din punct de vedere a migrației, a mișcării acestui. Și oferă posibilitatea de asta și spun, cu foarte mulți romi și-au văzut rostul lor economic doar prin migrație, adică prin faptul că ei plecau la mulți. Și în concluzie, cum vedeți soluționarea acestor probleme pe care le-am menționat în cadrul emisiunii și cu ce propuneri veniți către autorități?
Diana? Eu aș vedea următoarea soluție. În primul rând, soluționarea problemei se bazează pe colaborare între comunitățile de etnie romă și, desigur, stat. Deoarece statul, chiar dacă o să întreprindă oarecare măsuri, dacă romii nu o să dorească acest lucru, desigur că soluționarea nu o să fie posibilă și viceversa. Dacă romii o să dorească acest lucru, însă nu vor fi susținuți de către stat, desigur că nu o să aibă. Și desigur că trebuie să promovăm toleranța, să lichidăm discriminarea, să fim puțin mai simpli și, dacă o să-mi permiteți, că o să revin la cerșătorie, că aveam un gând care m-a afectat nu de mult pe Facebook. Am văzut o postare în care cineva acolo, doamnă cu un copil mai albișor, așa, la culoare, și am văzut asemenea postări mult mai dese și vreau să vin către oameni și societate cu... Așa se spun rugămintea, că oameni buni, nu romii doar, mai au și copii albi, asta nu înseamnă că furăm copiii sau ceva de genul. În loc să vă uitați la copilul care este mai alb la culoare, mai bine ați sesiza autoritățile care sunt responsabile de acest lucru. Și, domnul Nicolae, soluționarea? Eu aș propune, în primul rând, romii au încredere în ei și atunci cred că statul ar trebui să se asigure ca în anumite instituții publice se creeze locuri sau poziții publice pentru persoane din rândul romilor, ca ei ulterior să aibă capacitatea să ocupă, pentru că ei le cunosc aceste probleme lor și ar putea să le ajute. Asta ar fi o recomandare pentru stat, ca să ia în funcții publice romi, ca să așa mai departe. Deci, doi, ar fi, spre exemplu, acele politici sociale targetate sau, zicem, țintite, direcționate clar către comunitatea de romi, ca ele să fie niște politici care favorizează integrarea romilor și nici de cum excluderea lor de la aceste procese, procedei, soluții care le pot oferi. Și avem destule exemple aici, cum am spus, începând cu mediatorii și terminând cu angajarea în câmpul muncii. Sunt foarte mici. Chiar și planul de acțiuni care este adoptat la nivel de guvern pentru integrarea romilor la ziua de astăzi trebuie să fie, zicem, luat cu asalt, dacă îmi permiteți, ca să fie, zicem, oricare acțiune prevăzută în acest... Singur. Da, domnule Radiță, per general e nevoie de comunicare între autorități și fiecare grup, exact, indiferent de etnie, sex, religie și alte detalii. Doamnelor și domnilor, aici emisiunea noastră se încheie. Vă mulțumesc mult pentru atenție, mulțumesc și invitaților mei din această seară pentru informații. Sănătate. Eu vă las alături de colega mea, Daniela Crudu, care vă așteaptă la o nouă emisiune, la o nouă ediție a emisiunii Despre și pentru bărbați. Seară frumoasă să aveți!